6 sportivi de la Budocarate Slatina au participat în perioada 4-6 mai la finala celei de-a 27-a ediție a Campionatului Național de Karate Tradițional ce a avut loc la Iași. La competiție au participat aproape 300 de sportivi de la cluburi cu tradiție din întreaga țară ce au luptat pentru un loc pe podium. La sfârșitul săptămânii trecute, la Iași a avut loc finala Campionatului Național de Karate Fudokan pentru cadete juniori și seniori. De la clubul meu am participat cu 2 fete și 4 băieți. Trebuia să mai facă deplasarea încă o fată și un băiat care au rămas acasă datorită faptului că se pregătesc pentru examenele de absolvire la facultate. Și de această dată, elevii antrenați de Romeo Costic au reușit să adauge în palmares 12 medalii, respectiv 5 medalii de aur, 2 de argint și 5 de bronz, iar 8 sportivi au reușit să se claseze pe locul 4. Ideea este că la acest campionat am reușit să mă întorc cu 5 medalii de aur, 2 medalii de argint și 5 medalii de bronz și 8 locuri 4. Toți sportivii cu care am participat au fost medaliați. La cadeți, Buzgurila Andrei a câștigat locul întâi la comite echipe, Goran Toni a obținut locul întâi comite pe echipe, la juniori, Păduroiu Mihai a obținut locul întâi la comite echipe, Stroiuleasa Mădălin locul întâi la comite echipe, iar Păduroiu Maria a obținut locul întâi la comite individual.